Gabriel Chichișan, Denis Stoica, Bogdan Mierloi și Paul Magdaș de la Clubul Sportiv Municipal Zalău reprezintă județul Sălaj la ediția din acest an a campionatului național de box rezervat categoriei de vârstă cadeți. Sala Colegiului Tehnic Energetic din Craiova găzduiește în aceste zile finala campionatului național de box masculin la categoria de vârstă cadeți. Potrivit regulamentului, competiția se desfășoară la 18 categorii de greutate, iar potrivit înscrierilor de concurs transmise de unitățile sportive din țară către Federația Română de Box, la startul întrecerilor sunt prezenți un număr impresionant de pugiliști, numai puțin de 204 sportivi, anunțându-și prezența la ediția din acest an a naționalelor de box. La categoria 36,5-38,5 kg participă 18 sportivi, la categoria 40 kg 14 sportivi, categoria 41,5 kg 8 sportivi, categoria 43 kg 10 sportivi, la categoria 44,5 kg 12 sportivi, printre ei aflându-se și Gabriel Chichișan de la CSM Zalău, la categoria 46 de kg 14 sportivi, la categoria 48 kg 15 sportivi, printre care se numără și Denis Stoica de la CSM Zalău, la categoria 50 de kg 12 sportivi, printre ei aflându-se și Bogdan Mierloi de la CSM Zalău, la categoria 52 kg 19 sportivi, categoria 54 kg 10 sportivi, categoria 56 kg 12 sportivi, la categoria 59 kg tot 12 sportivi, la categoria 62 de kg 8 sportivi, la categoria 65 de kg 9 sportivi, la categoria 68 de kg 5 sportivi, la categoria 72 de kg 4 sportivi, la categoria 76 kg 10 sportivi, iar printre ei se află și Paul Magdaș de la CSM Zalău, respectiv la categoria plus 76 de kg 12 sportivi. Dintre sportivii sălăjeni au urcat deja în ring Paul Magdaș la categoria 76 de kg, sportiv care și-a asigurat cel puțin medalia de bronz. Pugilistul zălăuan a obținut în primul său meci o victorie clară la puncte în fața lui Andrei Claudiu Paraschiv de la CS Concordia Chiajna și va încrucișa mănușile în următorul său meci pentru accederea în finala categoriei sale de greutate cu Alin Coștiuc de la CS Scorion Siași. În limitele categoriei 48 de kg, Denis Ionuț Stoica de la CSM Zalău a urcat în ring și a boxat cu Fernando Eduardo Raț de la CSS Hunedoara, sportiv pe care a reușit să-l învingă la puncte și să se califice în faza următoare a întrecerii, unde îl va întâlni în lupta pentru medalia de bronz pe Fernando Doda de la CSM Timișoara. Cel de-al treilea pugilist zălăuan care a urcat în ring, Bogdan Ștefan Mierloi, și-a asigurat medalia de bronz după ce l-a învins la puncte pe Andrei Tunaru de la CSM Craiova și va boxa în ultimul act al categoriei 50 de kg cu Constantin Sima Paraschiv de la CSA Steaua București. Cel de-al patrulea reprezentant al Clubului Sportiv Municipal Zalău, Gabriel Vasile Chichișan, categoria de greutate 44,5 kg, va urca în ring în această seară și va boxa împotriva unui sportiv din zona Moldovei, cu Ionuț Lupu de la CSM Gladiatorul Iași. Ediția din acest an a campionatului național de box rezervat categoriei de vârstă cadeți se va încheia sâmbătă dimineața, odată cu disputarea finalelor la 18 categorii de greutate.